Doamna Elena Marin, vreau să vă spun că sunt un mare fan și că vă susțin. Vă votez de fiecare dată la Survivor. Oh, mulțumesc, Alex. Îți trimit salutări de aici, din Republica Dominicană. Hai să-mi ce-ți cântă dragostea. Păi, ce să fie, acum știu că iubitul meu mă așteaptă acasă și tot ceea ce mai trebuie făcut e să câștig Survivor. Știu secretele, știu și regretele. Înseamnă că mai studia ceva timp. Ei bine, eu zic să le ții pentru tine. Bine? Da. Bine atunci, altceva, nu de alta, dar am ceva treabă. M-am săturat de tine și de absența ta. Absența mea? Dar am treabă, Alex. Ce-i cu tine? Nu-ți pasă de mine. Păi, nu știu, dar e prima dată când îmi scrii. Tu nu mă iubești pe mine. Alex, încetează odată. Ce iubit, ești doar un copil. Doamne ferește! La naiba să te ia. Știi ceva? Nu îți permit să-mi vorbești așa. Ai păr lung și ochi frumoși. Ha, 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 ce să zic? S-a mai zis, am treabă. Pa! Păcat de tine, că miroși. A, știi ceva? Oi fi eu în dominicană, dar nu înseamnă că nu am grijă de mine. Pe față coșuri ai o stivă. Cine te crezi tu, mă băiete, să spui toate astea? Alo, cătoranță! Alo, cătoranță! Poftim? Nesimțitule, n-ai 5-7 ani de acasă? Cum să scrii așa ceva, copile? Ești la dreptul de cea mai joasă speță. Am dreptul să zic ce vreau. Doamne ferește, ce comportament de căminist. Halal de tine. Mi se rupe de prezența ta. Ajunge, gata. Pun poliția pe tine. Gata.